Doamnelor și domnilor, astăzi invitatul meu este domnul Duma Eugen. Țin să-i mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră. Pe această cale vreau să discut cu dânsul în cele 60 de minute cu privire la asociația care o conduce. Dânsul conduce o asociație persoanelor... Asociația pensionarilor. Asociația pensionarilor Lonea. Le oferă și un ajutor reciproc. Dar pentru toate astea îl lăsăm pe domnul Duma să vă explice. Pentru început vreau să spun bună ziua și vă mulțumesc pentru că ne-ați răspuns prompt invitației. De asemenea și eu vreau să salut pentru cei care ne urmăresc la ora aceasta. Să vă mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați dat-o și să am ocazia să vorbesc în fața oamenilor, să le spun ce proiecte și ce vrem noi să facem pe viitor cu această asociație de pensionari din Lonea. Pentru început, domnule președinte, pot să începe misiunea cu domnule președinte. Spuneți-ne și nouă, când s-a înființat această asociație? Deci această asociație funcționează din anul 1950, când la o inițiativă a unui comitet raional al sindicatelor din Petroșani a avut loc o adunare cu care au fost prezenți 45 de membri și de pentru care s-a ales un comitet de conducere și primul președinte al acestei asociații s-a numit domnul Gavra Ioan. Deci pot să spun că anul viitor așa sărbătorim 70 de ani de la înființarea acestei asociații. Da. Domnule președinte, domnule Duma, spuneți-ne puțin pentru început sau până să ne încălzim cu atmosfera, că trebuie să ne încălzim un pic. În partea a doua a emisiunii veți afla cu totul altceva. Dar pentru început vă rog frumos să ne spuneți activitatea dumneavoastră de zi cu zi cu privire la această asociație. Deci începem. Deci această asociație vine în întâmpinarea oamenilor în vârstă și în speță a pensionarilor pentru ajutorarea și, să zic așa, oferi un sfat și orice se poate și orice putem noi să venim în întâmpinarea lor. Statutul nostru aprobat ne oferă posibilitatea să ajutăm oamenii și material, să ajutăm oamenii și cu un sfat. Totodată statutul ne obligă să venim să... Dacă au anumite probleme și vreau să fac anumite demersuri și posibilitățile materiale sau, și mai rău, nu se pot deplasa sau se deplasează greu de la domiciliu până anumite instituții ale statului sau anumite probleme pe care le au, noi luăm legătura cu ei prin intermediul vecinilor, prietenilor, a oamenilor care conduc această asociație, pentru că, într-adevăr, eu sunt președinte, dar eu sunt ales de către adunare generală. Adunarea generală care cuprinde... Din comitetul consilier. Așa, și pe lângă funcția asta de președinte pe care o anul aceasta, asociația se conduce de către un comitet director, care este format șapte oameni. Da, și a fost votat în anul acesta, în ianuarie, a fost
A avut loc adunarea generală, numai căreia a fost un președinte, domnul Preda, pe care îi țin să îi mulțumesc și pe această cale pentru tot ceea ce a făcut și a realizat la această asociație în decursul timpului, când dânsul a fost președinte 11 ani de zile, așa că este bine 11 ani, da, a fost președinte. Și da, și n-a să sunteți la început. Acum suntem, da, eu la început, să zic, așa, deci, la da. Început. Domnule președinte, n-aș vrea în această emisiune să vă adresez prea multe întrebări, dar câteva întrebări care mi le-am pregătit eu ar trebui să vi le adresez pentru ca telespectatorii să știe ce poate să facă această asociație și ce le poate oferi oamenilor în vârstă. Pentru a intra puțin în subiect, vă rog frumos să ne povestiți de la ce vârstă un om poate deveni membru? Da. Așa este, să începem cu începutul. Deci, mai întâi să anunțăm, să spunem și oamenilor care nu știu sau poate nu au posibilitatea. Tot prin intermediul nostru, tot prin intermediul nostru, scuzați-mă că am intervenit, puteți să vă anunțați diferite intenții care vor fi de interes public. Dar asta o veți face în partea a doua a emisiunii. Vă ascultăm. Deci, pentru început, cine dorește să vină spre noi, să devină membru al acestei asociații, trebuie să vă spun că în statut este prevăzut faptul că orice membru pensionar, activ sau nu activ, cu venit sau fără venit, poate face parte din această asociație. Dar este impus așa, dar care nu este o literă de lege, ca oamenii care au împlinit vârsta de cel puțin 40 de ani. Dacă cineva dorește să vină mai repede de împlinirea vârstei de 40 de ani spre noi, face o cerere și eu pot să pun în discuție această cerere în comitet și nu cred că poate fi cineva împotriva faptului să vină cineva la noi în asociație. Dar statutul ne obligă la această metodă. La această oră, ca omul trebuie să depășească sau trebuie să împlinească peste o anumită vârstă. Peste 40 de ani. Bun. Și atunci eu vă întreb, la ora actuală s-a întâmplat să fie vreo cerere de depus? Da, da, da. Aveți, de exemplu, un membru care are 38 de ani? Da, da, sunt. Chiar anul acesta, după ce eu am venit la conducerea acestei asociații, au fost oameni, prieteni de-ai mei, care m-au întrebat dacă pot să vină și ei la această asociație, pentru că această asociație nu este făcută să ajute omul doar la necaz. Și da, într-adevăr, toată lumea percepe această asociație că este făcută ca omul să fie ajutat când este într-un impas. Dar această asociație poate asigura oamenilor din Lonia și nu numai, oricine vine, și momente sau să facă anumite evenimente, să organizeze anumite evenimente, să se ocupe de anumite evenimente la aparținătorii, la nepoții celor care sunt înscriși în asociație și datorită faptului că au pe cineva din familie grad de rudenie până la gradul 4 care este înscris la noi în asociație, atunci beneficiază de unele reduceri. Da. Avem o sală de evenimente în care putem organiza mici petreceri, deci așa undeva maxim 200 de persoane, maxim 200. Și această sală, să înțelegem că ar fi în Petrila sau Lonia. Este chiar acolo lângă sediul asociației. Corpul de clădiri unde noi funcționăm este compusă din, este un birou unde noi funcționăm și unde este și caseria, este această sală de mese. Avem și o așa o sală de priveghi, să zicem așa, o capelă, mai bine zis, ca să înțeleagă lumea unde cei care decedează pot să vină să-și depună defuntul și să stea acolo să privegheze și cum e creștinește și ortodox. Da, domnule Toma, în această după-amiază vreau să vorbesc puțin cu dumneavoastră despre activitatea dumneavoastră, strict activitatea dumneavoastră în raport cu asociația. Vreau să ne spuneți câte persoane vă trec pragul zilnic sau săptămânal sau lunar. Nu știu, dumneavoastră aveți o statistică. Acum, în funcție de, vedeți, cu
asta să spunem că o anumită persoană, fiecare vine când poate și cum poate. Și cum îi permite timpul și cum se poate să vină să plătească acea cotizație care este lunară și care se dă pe baza fiecare, deci hai să începem cu începutul. Fiecare cel care dorește să vină la noi în asociație, da, deci, vine cu o copie după buletin. Da, deci numai puțin. Ca să nu înțeleagă cetățeanul, telespectatorul altceva din emisiunea asta, hai să o luăm lucrurilor pe nume. Să începem cu începutul. De exemplu, eu, X, astăzi vreau să mă înscriu în asociația noastră. Ce trebuie să depun? Ce beneficii voi avea de la dumneavoastră? Cât și ce beneficii voi avea eu că m-am înscris la dumneavoastră? Da. Deci, cei care doriți să înscrie la noi în asociație, trebuie să vină cu o copie după buletin. După cartea de identitate. Cartea de identitate, așa, și să facă o cerere. O cerere simplă prin care își exprimă intenția de a deveni membru al asociației noastre. Eu, prin puterea investită de către Adunarea Generală și Comitetul Director, pot să-i aprob acea cerere sau nu, dar da, puțin probabil să fie, se întâmplă treaba asta, și îi se va da un carnet de membru. Carnet de membru care va avea scris o anumită cifră. În funcție, da, de înscrierile care le avem noi, registrele de evidență ale tuturor membrilor și unde, da, este. Și a devenit membru al Asociației Pensionarilor pentru la ajutor de deces. Da. În urma înscrierii, omul când vine, dacă dorește, să zicem că a omis sau a trecut mult timp de când el tot dorea să se înscrie. Este posibilitatea la momentul înscrierii să plătească cotizații retroactiv până la 10 ani de zile. Și se consideră vechime integrală în asociație. Deci dacă cineva se înscrie astăzi în asociație, poate să plătească pentru 10 ani retroactiv? Nu, 10 ani înapoi. A, 10 ani înapoi. Înapoi, retroactiv. Și care se consideră vechime în asociație. Dar asta se întâmplă doar la momentul înscrierii. După ce te-ai înscris, dacă te-ai înscris și la o lună de zile vrei să vii să plătești retroactiv pe 10 ani, nu mai poți. A, deci banii ăștia trebuie să-i dai odată cu înscrierea. Odată cu înscrierea, da, da, da. Da. Deci asta oferim noi posibilitatea. Că sunt foarte mulți oameni care s-a întâmplat și au omis să vină datorită vieții, datorită problemelor pe care le au. Bun, și au venit persoane care... Și au venit și s-au înscris și la 2 ani, cu 3 ani, cu... să facă un pic de vechime. Da. Din urmă. Așa, pentru, pentru că noi în cadrul asociației avem și un sistem CRU care funcționează. Dar despre asta vorbim în partea, okay, a doua, da, a emisiunii, pentru că nu vreau să le încurcăm. Da, da. Pentru că telespectatorii nu vor mai înțelege. Știu că dumneavoastră aveți și un mic CRU unde omul poate să-și obțină niște bani pentru diferite evenimente. Da, da, pe care le are și asta le vom discuta pe parcursul emisiunii, în cea de-a doua parte a emisiunii. Acum ce este mai important să ne spuneți, vreau să ne spuneți cu privire la condițiile când ne raportăm despre decese. Este un deces într-o familie. Da. Familia apelează disperați la asociație. Este un număr public, mă gândesc. Da, dar este un număr afișat acolo. Și cineva cred că este la acea capelă non-stop. Nu, pentru că nu e nevoie și ar însemna un efort financiar mare al asociației. Acolo este afișat două numere de telefon și la orice oră noi răspundem solicitărilor cetățenilor care au nevoie de noi. Până aici este bun. Să presupunem că în seara asta ar fi o problemă. Ați răspuns. Ce faceți? Aveți mașină? Aveți... Deci noi putem, cum procedați? Deci noi... ne interesează ca telespectatorii să înțeleagă cum procedați dumneavoastră de la primul apel telefonic unde omul vă solicită, domne, am o problemă în familie, am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Atât fiind membru cotizant, cât o altă persoană, nu contează vârsta. Păi, la... din păcate, când apare un deces al unui membru, să... discutăm cu aparținătorii. Da, bun, să începem prima oară cu, da, aparținătorii, că au și prioritate. Da, deci aparținătorii, când se întâmplă un eveniment nefericit, nu-mi place să pronunț cuvântul acela așa un pic, un eveniment nefericit în familia oricărui om, există un număr de telefon afișat acolo afară, la intrare, pentru toată lumea, de fapt două numere de telefon, la care se răspunde la orice oră din zi și din noapte.
și noi putem asigura servicii funerare complete. Să le spun așa, de la A la Z. Ce înseamnă asta? Noi avem sicrie. Noi acredităm sicrie, le punem acolo, omul vine, își alege, face sicriul. Avem mașină cu care transportăm decedatul. Da. De la locul decesului până la noi la capelă, dacă dorește să vină să privegheze la noi la capelă, dacă nu, de la locul decesului până la domiciliu, că mai sunt oameni care, mai ales cei așa mămulani din zona noastră, care mai țin acasă. Acasă, da. Da, că zice mortul să stea pentru ultimile clipe există în familie. Din dorința celui decedat sau la dorința familiei, mai se face și treaba asta. Da. Așa, transportul încă un problemă și o informație foarte importantă cu privire la transportul pe care noi îl facem, transportul este gratuit. Noi nu percepem niciun fel de taxă pentru transportul decedatului. Dacă tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă la nivel de Valea Jiului. Păi și deci dacă noi, ar fi la Bănița? La Bănița se percepe extra taxă din Valea Jiului. Așa este făcut statutul. Dacă deci e la Lucfen, este o taxă de transport, da, pentru cei care sunt în afara localităților din Valea Jiului. Păi bun, și atunci dacă ar fi la Uricani? E tot gratuit. Deci Uricani face parte din Valea Jiului, da, deja da. Cum ne-am Bănița, da, așa este prevăzut pe statut, cei care sunt în Valea Jiului, transportul, indiferent de locație, este gratuit. Deci este, că este, la este important de acei 6-7 km. Nu ne apărat kilometri, dar așa este, nu-i pe kilometri, nu-i dată o distanță. Da, deci Bănița deci, nu cuprinde Valea Jiului, este în afara Valea Jiului. Bun, taxa ar fi scumpă? Nu este taxa scumpă, este 50 de lei. Și ar trebui să plătești banii aia când îi ai. Când îi ai. Tocmai asta, deci o să ajungem și la problema banilor. Da. Pentru că este o și banii. Deci, noi răspundem prompt solicitării oamenilor, mergem, ne deplasăm, luăm cu mașină, cu tot, îl ducem, îl aducem, îl depunem, așa, dacă... Deci ca să înțelegem, vă dați tot interesul pentru a avea o colaborare cât mai bună cu cetățeanul. În primul rând cu cetățeanul, ca să facem să... Dacă nu-l ajut atunci când este la greu... Nu mai are rost să-l ajut, exact cum e vorba aia, la greu degeaba ai un câine dacă nu-i dai să mănânce când e foame. Da. Omul cât e, mai ales la greu. Bineînțeles că ajutăm și la momente, să zic, festive. Cu toate mare plăcere, așa am avut și momente festive în care am ajutat oamenii și au fost, spre satisfacția mea, au fost foarte mulțumit. Dați-mi voie să fac un anunț. Pentru cei care vor să intre în direct, invitatul nostru, domnul Duma Eugen, președintele asociației, vă va sta la dispoziție. Dacă aveți o întrebare cu privire la tema emisiunii, cu siguranță veți primi răspunsuri pe măsură. Iar în cazul în care credeți că emisiunea v-ar incomoda, n-aveți decât să ne urmăriți în reluare. Cum telespectatorii de-a lungul timpului ne-au urmărit și ne urmăresc, această cale țin să le mulțumesc. Vedeți dumneavoastră, noi aducem oameni din toate punctele, din toate colțurile ale Văii Jiului. Nu contează de culoarea politică, nu contează. Dânsul are o activitate strict ce vine în sprijinul cetățeanului. De asta vă spuneam, dacă aveți vreo întrebare, vă rugăm să o faceți pentru că vă stăm la dispoziție. Da, să continuăm tema noastră. La ora actuală ați putea să ne spuneți o cifră exactă câți membri cotizanți sunt? Da, la ora la care vorbim avem înscriș pe registrul nostru de evidență un număr de 1277 de oameni. Da. Asta poate unul li se pare mult, poate unul în comparație cu alte asociații mai puternice din Valea Jiului e puțin, dar eu zic că este loc de mai bine și facem tot posibilul ca să oferim toate serviciile. Da, ați acoperit bine Valea Jiului. Da. Eu număr față de alte asociații, cum alte asociații poate au și 4.000-5.000 de membri.
orașe mult mai mari din vale. Da, aici toți membrii da. Care mi-ați spus dumneavoastră, majoritatea sunt pe Trila Lonea. Da, da, zona Lonea și localitățile limitrofe ale din Lonea, respectiv Cimpa, Răscoala, Tirici, Taia, Jeț, Popti, Dobrești, Fontfabrică, deci mai sunt câteva Cabline, deci toate acele mici, să îmi place mie să le spun, sate din jurul, din jurul orașului. Cu toate grupul state sunt străzi. Să nu pomenim că atunci a fostul primar, este și el înscris în asociație. Da, este înscris și domnul Păcicel, este în asociație și doamna nevastă este scrisă. Da. Și este și actualul primar înscris în asociație. Și actualul. Da. Da, deci toată lumea s-a gândit că e bine să facă un efort, că nu se știe ce se întâmplă mâine. Da, și pentru noi e o onoare să avem oameni care sunt cunoscuți și persoane publice să facă parte din... Deci atunci să înțeleg că la dumneavoastră în asociație sunt și oameni din primărie, care au deja peste 40 de ani. Din primărie, acum nu să vă pot să vă spun... În mare să exact, înțeleg. Sau... Dar sunt și din rândul, să zic așa, funcționarilor publici și din rândul muncitorilor avem câteva persoane înscrise da. În cadrul asociației. Asociația se poate scrie oricine, nu doar pensionare. Am înțeles. Spuneți-ne cu privire la... Vedeți, este o tradiție care... Vă felicit pe cei care organizează acele tradiții, nădăile, nedei, cum se spun. Mă gândesc că majoritatea sunt și mămurlanii de prin zonă, nu? Da, da, da. Da. Mămurlanii sunt foarte mulți înscriși la noi în asociație. Ați avut vreodată vreo discuție cu un membru cotizant cu privire la raportul asociației cu cetățeanul, că nu pot să spun al dumneavoastră. Deci, cetățenii sunt mulțumiți de serviciile care le oferiți. Deci, mulțumirea cetățenilor vis-a-vis de ceea ce noi putem oferi se vede prin cum să spun așa în cuvânt, prin modul în care ei vin spre noi. Și asta pot să vă spun că din ianuarie 2019 până acum am un număr de 148 de noi persoane înscrise. 148? 148 din ianuarie, 6, adică... 6-7 luni de zi. Pentru mine asta acum este din, un din moment... Din ianuarie 2019. Da, da, 2019 au venit la noi 148 de persoane și s-au înscris. Bineînțeles, multe persoane... Și toate persoanele astea au peste 40 de ani. Da, da, da. Nu toate, am și 4-5 persoane care au undeva la 38 de ani și care au venit și s-au înscris. Dar, cum spuneați dumneavoastră, omul dacă are sub vârstă, eu printr-o cerere puteți aproba. Eu pot să aprob ca să fie membru al asociației noastre, fără nicio problemă. Da. Dacă v-aș întreba dacă ați avut dificultăți, probleme cu anumiți membri, nu cred că ați avut și probleme. Nu, nu, n-am avut, cum să spun eu, probleme mari care se ducă să degenereze. Degenereze, nu știu eu, în alte... Așa, au fost oameni care, cum să spun eu, nu înțelegeau anumite probleme, dar stând la masă, stând la discuții, ascultând și părerea lor, ascultând și ei argumentele noastre, am ajuns la un consens și omul a plecat, zic că de acolo, mulțumit și liniștit. Le-ați și explicat exact cum despre ce este vorba și cum este despre vorba. Ce este da, vorba. Da, bun. Da. Spuneți-ne, până să luăm așteptata publicitate, care este cotizația? Cotizația lunară la noi este de... Acum sunt două feluri de cotizații. Una de 6 lei pe lună și una de 7 lei pe lună. Și care plătesc cea de 6 lei și care plătesc cea de 7? Cea de 7 lei, cei care doresc ca la când va veni momentul acela trist din viața tuturor să aibă fanfare. Aibă fanfare, da, muzică. Și cea de 6 lei? Dar nu doresc să fie cu fanfare. Bun, dacă tot vorbim de fanfare, am auzit că ne-au spus anumite persoane că ați avea fanfara proprie. Nu. Informații... Pe Trila nu, nicio asociație, sunt două asociații de pensionari și nu are. Sunt două organizații care au fanfara lor, care aparțin de cultul penticostal din Petrila
ce sunt băieți care au fanfare și care la solicitarea noastră și a vaccinatorilor vin și prestează acest serviciu pentru cei care doresc. Am avut o informație, nu știam dacă este reală sau nu, eu v-am adresat întrebarea. Am descălcit și problema. Spuneți-ne puțin care ar fi prețurile la sicrie? Care ar fi prețurile la noaptea care omul stă în capelă, decedat? Da, deci la sicrie ne avem, deci aducem doar, să spun așa, un anumit tip de sicriu. Ceva anume? Adică alte asociații nu le mai au sicriele alea? Este. Acum sunt diferiți furnizori. Fiecare asociație lucrează și se înțelege cu furnizorul care îi convine mai mult. Și în primul rând aici ne raportăm la preț, ne raportăm la calitate. Spuneți-ne prețul, calitatea și cel mai mare, adică prețurile, cât și calitatea. Păi ele sunt sicrie de mai multe feluri și în funcție de și materialul care e, pornește undeva de la 700 de lei și poate să ajungă și la, 700 2500 de lei. Ce material are de proastă calitate? Brat, nu. E de brat. E de braț, sunt de esență tare, care păi sunt asta mai vreau scumpe, să explicați-le dumneavoastră telespectatorilor care este prețul și esența, din ce sunt compuse. Da, sunt de esență moale, adică braț, și sunt din esență tare. Fag, mai rar salcâm, paltin, mai este și sunt și sicrie care au capac din sticlă. Bun, la dumneavoastră se pot face noi pe comandă. Noi mergem pe o medie, nu facem sicrie, noi achiziționăm. Nu, dar la dumneavoastră dacă vine un membru și spune, domne, eu vreau așa, dar vreau ceva anume. Da, se poate, dacă există să dați comandă. Timp, putem da comandă și putem să facem și să aducem orice solicitare la care vine înaintea noastră. Bun. Alte asociații, alte capele, am văzut că au și acele frigidere. Da. Cum cere... Da, așa e. Noi încă, din păcate, nu s-a achiziționat acel frigider și pentru mine... De în când, cât timp îl veți achiziționa? Această iarnă, în primăvară, când va veni căldura, o să-l achiziționăm, cu siguranță. Este prioritatea numărul 1 al asociației. Deci l-aveți pe listă. Este prioritatea numărul 1 al asociației. La ce preț se ridică un frigider? Un frigider depinde de model, pe care, de model, de că sunt iluminate, sunt cu LED-uri, colorate, necolorate, albe. A, deci sunt mai multe. Așa, pornește de undeva de la 5.000 de lei și poate să ajungă la 15.000 de lei. Pe bun, și noastră, pentru care ați optat? Încă ne-am optat să vedem la sfârșitul anului, în funcție de disponibilitatea fondurilor bănești, de, să zic eu așa, de rezultatele anului bilanțului financiar, și de banii care îi avem noi puși deoparte, în urma adunării generale, cu cerem aprobarea membrilor ca să achiziționăm acel capac frigorific. Da. Este important, poate pentru unii, poate pentru alții, n-ar fi important, câte mașini aveți? Una singură. Una singură. Doar una singură. Și da. Vă faceți treaba, puteți... Da, e o mașină care nu, e îngrijită, ne face treaba, este o auto-utilitară, deci putem face și transport la solicitarea anumitor membri care aparținători au venit și ne-au spus că au decedat în altă localitate din țară, Cluj, Timișoara. Putem face transportul acelor decedatori să-i aducem în localitatea aparținătoare. Deci da. Nu e mașina e conformă cu ceea ce trebuie să fie, deci nu se pune problema. Da. Rămâneți alături de noi. După doar câteva minute de publicitate, domnul președinte vă va spune multe altele, dar tot ceea ce este important, nu schimbați frecvența, că revenim de îndată.
Dacă simțiți miros de gaz pe stradă, rămâneți calmi. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Apelați imediat numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Dacă în casa dumneavoastră simțiți miros de gaz, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau soba de teracotă pe gaz. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul EON România. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid. Da, am revenit după acest moment publicitar. Spuneam că în a doua parte a emisiunii vom vorbi cu totul despre altceva. Acum țin să vă anunț că domnul președinte, domnul Eugen Duma, ne va explica ce înseamnă un CR, ne va explica multe altele din asociația dânsului. Domnule, pentru început, spuneți-ne puțin dacă un om de rând nu este membru în asociație, cât îl costă înmormântarea aparținătorului? Acum depinde. Acest ajutor de deces pe care oamenii plătesc lunar prin acea cotizație, în urma sumei care se strânge acolo pe parcursul anilor în care așa, omul beneficiază de o anumită deducere din costul total al SRI-ului. Are o reducere. Are reducere, bineînțeles. Deci acei bani că este se întorc înapoi la aparținător în momentul decesului. Cu cât omul are mai mulți ani cotizați, cu atâta reducerea e mai mare. Și pot să vă spun că un om care, vorbim la momentul actual, care a cotizat undeva la 20 de ani, deci a fost membru la noi din 1997, da? 1997. Sau 30 de ani acoperă costurile integrale ale SICRI-ului și ale taxelor care trebuie achitate pentru chiria în acea capelă. Deci, 20 de ani de cotizații și mai ales acum cum a fost această devalorizare a banilor, acea demonetizare a banilor, am încercat să facem o reconversie a valorii banului care se mulțumească pe toată lumea. Acum unii pot să spună că a fost obiectiv. Dar acum nu puteți spune că asta e un moment greu a României, pentru că odată cu căderea guvernului, euro a explodat. Odată și moneda a cam pierdut. La moneda noastră națională, la leu. Nu este, dar are legătură cu valuta. Nu, e așa, dar... Da, păi odată, nu, păi asta vreau, odată că... cu explodarea eurului, au crescut carburanții, multe altele s-au scumpit și atunci și dumneavoastră trebuie să băgați cu 2 lei în plus la combustibil. Exact. Și atunci ne raportăm la... avem un tabel de reconversie în care omul vede pe acel tabel numărul de ani cotizat, valoarea la care au cotizat,
se face exact ca la un grafic, ne uităm aici, atâta bani îți revine. Cel tabel este aprobat de către toți oamenii, de adunarea generală, și n-au fost probleme mari până acum cu referire la cel tabel. Deci, dacă spunea și dumneavoastră, acum 6 lei, de 6 lei poți să-ți iei, știu eu, nici nu știu ce poți să-ți iei de 6 lei acum, două pâini, mai bun. Poate la anul de 6 lei ți iei o singură pâine. 6 lei este un litru de motorină. Exact, un litru de motorină. Poate la anul... Și anul trecut de 6 lei luai un litru jumate. Un litru jumate, vedeți? Exact, această treabă. Da. Și cu cât ani sunt mai mulți, cu atât e mai greu de... Domnule președinte, spuneți-le, vă rog frumos, telespectatorilor, și cred că ăsta este cel mai important lucru ca telespectatorii să afle, o persoană are un deces în familie. Vă sună la 1 noaptea, cotizant la dumneavoastră, are o pensie de 700 de lei și este cotizant la dumneavoastră. Nu contează aspectele astea prea mult, dar ținând cont că este cotizant la dumneavoastră, nu contează venitul care l-are lunar. Spuneți-ne cum se demarează procedura cu privire la a primi un sicriu, haine sau a primi loc în acea capelă, și etc. mai departe. Spuneți-ne dumneavoastră cum este procedura de a beneficia de toate serviciile care dumneavoastră le puneți la dispoziție. Ascultat foarte bine la 1 noaptea. Deci noi suntem disponibili să ajutăm omul la orice zi și din noapte. Noi venim în tribunalul lor, le asigurăm tot ceea ce doresc dânsii, adică începând de la sicriu, poate oameni care să toaleteze decedatul, pentru că este nevoie și de această procedură. Aveți? Neapărat. Sunt oameni da, care poate să meargă să toaleteze, să îmbrăcămintea, să transporte. Bun, spuneți-ne, ca să ne raportăm tot cu privire la întrebarea asta. Omul la 1 noapte are nevoie de serviciile dumneavoastră. Da, da, da. Spuneți-ne cum răspundeți. Noi venim la asociație, luăm legătura cu telefonic sau dacă omul se deplasează la noi la asociație, luăm acel sicriu. Care spune dânsul. Sunt mulți oameni care spun că, eu le spun, domne, e aceeași material, e aceeași marfă, doar diferă un pic culoare, adică baițul care este dat. Un pic mai deschis, mai închis. Unul mai închis sau mai deschis. Asta nu are importanță. Actele, demersurile. Nu trebuie să aducă niciun act. Doar cu bonul de pensie. Eu știu, da, că acea persoană este membru la noi. La noi poate să vină oricine care are un necaz și vrea să beneficieze de serviciile noastre. Nu, deci dar nu doar membrii aparținători. Haideți și... puțin numai să vorbim puțin aici să înțeleagă telespectatorii. V-am spus, acum este 1 noaptea, va suna cineva care are un deces în familie. Cum îl ajuta și cum, pentru că trebuie să primească și el niște bani, un ajutor, niște acte de făcut, că până la urmă după aia vine ANAF-ul peste noi, vine curtea de conturi, nu-i bine. Da, deci actele se fac, dacă vine la 1 noaptea, noi procedăm, îl aducem, îl depunem acolo la capelă, are toate și actele le facem dimineața la ora 8 când începe programul de lucru. Noi nu percepem niciun fel de bani înainte sau să percepem anumite acte care trebuie într-adevăr ulterior aduse și pe baza cărora dovedește că el a fost membru, în primul rând, calitatea de membru al asociației se face prin acel carnet de membru. Da. Acela este sfânt, carnetul de membru, pe care fiecare îl are și cu care vine și de fiecare dată când plătește cotizația lunară, pe acel carnet îi se pune o semnătură și o ștampilă și se liberează o chitanță cu valoarea pe care o plătește acea persoană. Da. Vedeți dumneavoastră, după ce omul a primit serviciile care le-a primit, vedeți dumneavoastră, dumneavoastră mă gândesc că întocmiți niște acte, le trimiteți către casa de pensii. Sau spuneți-ne exact cum este procedura. Da, da, da. Deci noi putem face aceste servicii de la Pentru A la Z. Pentru că omul trebuie să-și primească niște bani. De la A la Z și putem face aceasta fără ca omul să deie niciun ban. Păi și spuneți-ne cu condiția ca el să vină la noi și să spună: domnule, eu nu am acum suma necesară pentru a putea duce la sfârșit această, mormântare, da, mormântare, exact. Și atunci noi putem să-i oferim toate serviciile, repet, pe baza acelui carnet pentru membrii care sunt. Care nu sunt membri, facem un contract de colaborare, noi oferim toate serviciile, se termină totul,
pe baza actelor, respectiv, omul trebuie să aducă cupon de pensie, copilul pe certificatul de deces, facem o cerere către casa de pensii, facem un contract. Astea le face, cererea o face dânsul, nu? O face dânsul, acolo la noi noi avem și oferim toată asistența, pentru că au face, da, către făcute personal, semnate, da, de personal. Da. Facem un contract. Lasă și o copie de buletin, mă gândesc. Copie de buletin, da, un contract de împuternicire, de comodat, să zic așa. Păi da, care... spus că ați încheiat contractul cu persoana. Ca să pot eu să ridic banii. Da, a spus că ați, pentru început, încheiat un contract. Pentru cei care sunt membri. A, pentru cei care sunt membri. Că pentru cei care sunt membri nu e nevoie. A, deci vorbim două lucruri diferite. Nu e nevoie, da. Bun, hai să vorbim prima oară despre cei care sunt membri. Sunt membri, exact. Deci, pentru aceia care sunt, vine omul cu carnetul, ăsta e carnetul, mergem și facem toate demersurile. Nu se percepe niciun ban. Face să vă retrageți partea care trebuie să vi se cuvine. Așa, și eu mă duc la casa de pensie, pentru că și aici așa eu nu știu de ce și până la urmă trebuie lămurită și făcut demersurile ca omul să nu se mai deplaseze până la DEVA ca să-și ridice drepturile bănești în urma. Unde credeți dumneavoastră că ar trebui să se ducă? Pentru casa de pensie, dar pentru așa durează cel puțin o lună, nu știu de ce. Și atunci toată lumea... Păi da, dar în luna aia, în luna aia, dacă dumneavoastră nu-i oferiți serviciile, în luna aia omul se descompune în casă. Păi nu, îi oferiți serviciul, indiferent de... Păi da, dar atunci, bun, îi oferiți serviciile, dar până vă recuperați banii... Păi ne recuperăm banii în sensul când mă duc la DEVA și iau de acolo... Și atunci îi recuperați în timp util. În aceea zi. Păi da, dar atunci de ce... Da, asta vreau să vă spun. De ce nu s-ar putea face la Petroșani ca să nu mai mergeți până la DEVA și înapoi 20 de kilometri? Nu știu de ce, durează... Probabil așa au ei, așa, tu faci la Petroșani, ei fac către DEVA, până se trezește DEVA să trimite înapoi la Petroșani, până te duci tu, urează o obligație care nu și-are locul, da, și s-ar putea... Când se putea rezolva toată problema la Petroșani. Dacă la DEVA mergi dimineața până la ora 11 le pui actele, după ora 1 te prezinti la caserie și-am luat banii. Da, aici, la noi, la Petroșani, am înțeles. Nu este așa. Și cei care nu sunt membri la dumneavoastră fac acele acte, semnează dumneavoastră zis un așa... Se fac aceleași acte, dar facem înainte un contract. De comodare. Un contract prin care... Sau vă puternicește. Mă puternicește pe mine să mă ocup eu de tot ceea ce este necesar pentru mormântare și pentru... Dumneavoastră luați toate actele. Eu iau toate actele alea, mă deplasez la DEVA. Eu, în momentul când cel mai important act din toate... cele care trebuie depuse la dosar este decesul. Certificatul de deces. Fără acel certificat de deces în original, nu te primește nimeni niciunde. Pentru că pe acel certificat de deces, când l-ai depus la casa de pensii, în original, pe spate, casa de pensii își pune o stampilă și o semnătură prin care dovedește că ai primit bani. Da. Pentru că există posibilitatea ca cu acel certificat de deces să mergi și în alte părți să ridici sume de bani. Dacă tu certificatul ăla te duci cu originalul la DEVA, da, la rămâne acolo. Nu. Ți-l dă înapoi ștampilat. Ștampilat. De către organele competente de acolo. Da. După aia te întorci cu el, că normal îți trebuie un certificat de deces ca popa să-ți poată îngropa mortul. Cu și copia, cu copia. Sau, și trebuie și acela de înfumare. Da. Și acela de înfumare. Pe care plătești la primărie, dau tatăl. Da. Și... Bun. Este important pentru a voi intra în legătură directă, ai adresat domnului președinte anumite întrebări. Spuneți-ne care este suma de care ar beneficia un pensionat din partea casei de pensii. Deci la ora la care vorbim... Pentru că știam în urmă suma... în urmă cu ceva timp parcă era 21 de milioane, dacă mi-aduc eu aminte. Nu, s-a mărit de atunci, de suma netă pe care un pensionar o primește, indiferent de ce pensie a avut. Că e pensie de urmaș, că e pensie de boală, că e pensie cu vechime completă de muncă, important este să fie, că e pensie de handicap, nu contează, e pensie, suma pe care beneficiază aparținătorii este de valoare de 5.163 de lei. 50 și? Una de milioane. 51 de milioane, deci, da, deci, dar spuneți-mi un pic, este adevărat că în urmă cu ceva timp parcă era 21 de milioane? Deci, sau 23? De anul ăsta
s-a corelat cu salariul minim brut pe economie și cu valoarea punctului de pensie și atunci s-a ajuns la această sumă. Înainte era Deci, de 3.800 și ceva de lei, anul 2018. Și de la 1 ianuarie 2019 s-a ajuns la 5.160 de lei. da. Dragi telespectatori, cred că până aici ați înțeles despre ce este vorba. De acum încolo veți afla cum puteți să luați niște bani împrumut. Aveți nevoie de o nuntă, de să vă renovați casa, vreți să faceți ceva, nu aveți banii care ar trebui să investiți. Domnul președinte ne va putea spune ce înseamnă acel CRU. Vă rugăm frumos să le Da. explicați Deci, telespectatorilor. pentru a fi înscris în cadrul asociației noastre și la sistemul CRE, omul trebuie să vină să depună tot așa o cerere de scriere pe CRE, în urma căruia îi se va elibera un carnet și omul poate să vină să cotizeze lunar cu ce sumă are la dispoziție. Deci, încă o dată, spuneți-le oamenilor, nu contează suma care o depui lunar, Nu, contează să nu. fii membru Să cotizant. fii membru cotizant, în primul rând, să fii membru cotizant la ajutorul de deces, pentru că nu poți să fii doar la CRU și la deces nu. Acest CRU este făcut doar pentru membrii care sunt înscriși la ajutor de deces, membrii asociației. Păi bun, și Nu este atunci un sistem CRU deschis pentru toată Bun, și lumea. atunci eu nu pot beneficia. Dacă nu ești înscris la noi în asociație, nu. Am înțeles. Doar pentru membrii cotizanți la ajutor de deces se pot face și sistemul de ajutorare de deces. Este un, să zic așa, Este un circuit un circuit închis, închis închis, doar persoanele pentru care ajutorarea oamenilor care sunt în doar asociație. persoanele care sunt cotizante la Cotizanți la dumneavoastră asociație, da. beneficiază și de acest ajutor. Da, pentru că obiectul principal de activitate al Spuneți-mi, nostru este ajutorul de deces, nu CRU. da. CRU este așa ca Este un cadou. mini CRU. Așa ceva. Un CRU, da, care funcționează după toate legile CRU-ului, după toate actele contabile, financiare, toate legile care e așa, dar e un circuit închis. Da, am înțeles. Circuit Deci închis. pensionarul care este Da. membru în această asociație beneficiază. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, că mă gândesc că s-a întâmplat. Ce sumă au cerut care un membru, doi, mă gândesc că și-a depus actele, domnule, eu am nevoie de 100 de milioane sau 50 de milioane sau 10 milioane. Spuneți-mi câte persoane de genul au solicitat sprijinul dumneavoastră, Deci noi sprijinul asociației, la de fapt. sistemul CRL, la ora care vorbim, din cei 1.277 de membri, avem 137 de persoane care sunt înscrise în sistemul CRL. Deci undeva la 10%, un pic peste Au cerut 10%, au cerut și bani. sistemul CRL. Au cerut sistemul CRL, pentru că nu toată lumea care se înscrie în sistemul CRL vrea să și scoate bani. Poți să depui bani pe sistemul CRL și ai, la sfârșitul anului, se calculează o dobândă. Și beneficiezi de o dobândă, pe când la banii depuși pe ajutor de deces nu se calculează dobândă. Bun. Spuneți-ne puțin, eu sunt cotizant la dumneavoastră de 4 ani de zile. Și la CRE, și la fanfară, toate serviciile le plătesc de 4 ani de zile. Da. Mâine am nevoie să vorbesc de 50 de milioane. Fac o cerere, mi oferiți acei 50 de milioane. Eu trebuie banii să-i dau înapoi, mă Da. gândesc, nu? Dar peste acei 50 de milioane, câți bani trebuie să mai dau peste? Sau Este, poate nu mai trebuie să dau. păi este o dobândă anuală. Este Ați o putea să mi-o dobândă, spuneți? da, sigur că nu este nicio problemă, e o dobândă care se situează undeva între ceea ce oferă și celelalte CRE-uri din Valea Jiului. Deci Și nu la este nici nivel. foarte mare, dar nu e nici cea mai mică. Deci este la nivel Un central. nivel mediu, da, care colabora, deci nici cea mai mare, repet, nici cea mai mică dobândă, avem o dobândă de 13% pe an, fără alte comisioane. Deci nu, la noi nu se include acel dobândă anuală efectivă, da, e acel, care vin alte costuri și alte... Așa, noi este 13% curată pe an. Omul nu contează așa de mult vechimea pe care o are în CRU, cât contează
banii pe care și-o strâns în acel CRM. Cotizațiile. Domnule președinte, pentru ultimile minute, dacă doriți să vă faceți zis o mică campanie sau dacă vreți să anunțați cetățenii prin intermediul nostru, o puteți face. Deci eu sunt deschis pentru orice problemă, la orice discuție. Prin intermediul, intermediul nostru, dacă la ora actuală aveți cele două numere de telefon, le puteți spune ca cetățenii să și le noteze. Da, numărul meu de telefon este 0728-212-035. Asta e numărul nostru personal. Asta este numărul meu personal. Și mai președintele asociației și-a lăsat numărul de telefon, puteți să-l contactați la orice oră din zi și noapte, da? Sigur că da. Și mai este un număr de telefon la care este al asociației, la care... Cine va răspunde la acel număr de telefon? La acel număr de telefon va răspunde o persoană care este angajată acolo la noi la asociație pe postul de șofer și care este acolo aproape la 2 minute de mers de asociație. Da, spuneți-ne vă rog frumos și numărul de 0724-276-467. Da. Aceste numere sunt afișate de altfel acolo la intrare la noi la asociație și oricine vine se văd acolo, sunt vizibile, mari și se poate suna oricând și... Da. Domnule președinte, dacă am uitat să vă întreb anumite... sau am uitat să vă pun anumite întrebări. Haideți să vă spun cea mai... Răspundeți-ne dumneavoastră la ideile care le... Ce am mai făcut noi pentru membrii asociației în anul în curs. Deci în luna august am organizat o excursie la Mănăstirea Dumbrava din județul Alba, unde s-au înscris 141 de persoane, am mers cu 3 autocare, s-a vizitat acea mănăstire, o mănăstire extraordinar de frumoasă și pe aceea, în restul zilei, am mers în cetatea de la Alba Iulia, unde, spre surprinderea mea, foarte mulți oameni nu au ajuns. E un loc minunat, un loc frumos, oamenii au fost încântați, au vizitat acele muzee. Da, noi am plătit asociația. Mașina tot absolut din banii asociației. A fost o taxă de înscriere de 10 lei. Spuneți-ne, vă rog frumos... În care li s-a oferit o masă, apă, suc... Și transport. Și transport, deci da. Cu doar 10 lei. Cu doar 10 lei, da. Da. Spuneți-ne, vă rog frumos, pentru un breaking news, spuneți-ne cum vă finanțați, cum vă autofinanțați. Deci finanțarea principală... Cum da, supraviețuiți? Deci noi avem făcut un contract cu primăria pe clădirile, acele clădiri aparțin primăriei, care ne dăm folosință gratuită, dar noi plătim toate utilitățile care vin... Apă, gaz, curent, femeie de servicii, televiziune... Și celelalte, dar principal apă, gaz, curent, că astea sunt cele mai mari costuri pe care noi le suportăm. Ce bani? Banii vin în principal din cotizația membrilor. Pe lângă aceste, mai organizăm pomeni, mai organizăm mese festive, evenimente, la niște prețuri, să zic eu, modice și la un meniu... La noi, orice om poate veni, felul 1, felul 2 și desertul, să servească la 16 lei. Deci, stați un pic să înțeleg. Deci, dumneavoastră oferiți oamenilor și o masă caldă? Oferim o masă caldă pentru pomeni, la pomeni, la sfârșitul mământării. Oferim, da, deci omul... putem să le oferim, să ajutăm să da, oferă de... pomana. Am înțeles, este o pomană astăzi, dumneavoastră ne puteți da, pregăti da, tradiționalul meniu de pomană. Include colac, lumânare și poate și o berică sau... Bere, noi nu comercializăm alcool. Doar oamenii care... Sau... Suc și apă. Suc și apă. Suc și apă. Și de persoană este 16 lei. 16 lei meniu, fără suc și apă. Restul, doar bun, meniu. Ce, felul, ce include meniu? Fel, include o ciorbă, include un fel de principal, cartofi, orez, salate cu
friptură, șnițel, tocăniță, ce dorește omul, orice. Sau sarmale. Orice. Sau sarmale. Că alții am văzut că mai fac sarmale cu mămăligă. Orice. Deci noi suntem deschiși și nu a fost niciodată la orice întâmpinare și orice solicitare am avut de orice meniu, n-am venit și am răspuns prompt la același preț. Nu există diferențe că ăsta e mai scump sau ăla e mai... Nu. Prețul este fix. Se încadrează în... În buget. În bugetul pe care l-am suportat și în, cum să zic eu, și în cantitate și în gramajul care trebuie băgat și care trebuie deci să fie conform normelor. Este un gramaj, este conform ceva... Conform normelor pe care trebuie, ești obligat să-l faci, da, da. Am înțeles. Spuneți-ne, totodată, emisiunea nu va mai ține foarte mult, spuneți-ne puțin despre rezultatele care le aveți la această oră și totodată spuneți-ne ce planuri de viitor aveți de când să faceți. Deci, în primul rând, ca și rezultat, pentru noi este foarte important să crească numărul de membri. Și exact cum spuneam anterior la începutul emisiunii, rezultatele ni le-ați dat. Am făcut 148 de membri. Este o statistică sau o cifră este reală? Este o cifră exactă, bazată pe... Deci v-ați dus acum v-ați dus la asociație sau am dat un telefon la colegi și v-au dictat repede cifra? Eu fiecare zi am un registru în care se notează câte persoane s-au înscris, câte cotizate au venit. Deci să înțeleg că zilnic dumneavoastră vă faceți prezența o statistică și exactă și pe reală. Care putem să timp real, exact. Da. Da. Bun, spuneți-ne ce planuri aveți de viitor. Deci de viitor am acum depus o cerere la primăria orașului Petrila, pentru că acolo la noi, lângă asociația, a funcționat grădinița cu program normal care aparținea de școala, de grupul școlar Constantin Mârcuș, școala numărul 2 din Lonia, cum era înainte. Și datorită faptului că toate grădințele din Lonia, cele trei, s-au comasat acum și s-a făcut o grădință nouă, chiar acolo în interiorul grupului școala, școala numărul 2, pe terenul de sport, o grădință ultramodernă, am făcut o cerere către primărie și Consiliul Local, prin care noi cerem acea construcție, acest spațiu, pentru a putea, pentru că am avut foarte multe solicitări de la oameni, pentru o zonă de recreere. Adică omul ce se vine... Ce vreți să... Da, este foarte important ce ne spuneți acum. Vreți să obțineți acel spațiu și să-l transformați într-o... Club al pensionarilor. Într-un club... Al pensionarilor. În care să... Spuneți-ne, da, șah, table... Tot ceea ce se poate... Să bea un pahar cu apă... Pahar cu apă, nu fără băutură alcool. Am zis un pahar cu apă, exact, nu am spus da, alcool. Da, că dacă vrea să bea, bea după poartă și după aia intră turmentat. Da. Spuneți-ne exact ce vreți să faceți cu acel spațiu. Acel spațiu are două încăperi. Vreți să-l dotăm, pe de o parte, cu acele jocuri sociale, remi, table, șac, ce să mai joacă acum prin parcul, că am văzut că o grămadă de oameni stau prin parcul acum când e timpul frumos și permite și stau prin parcul și tot felul de jocuri. Dar acum la noi pensionari, în primul rând, tablele și șahul. Eu am văzut și cărțile, într-adevăr. Diferite jocuri de cărți. Dați-mi voi un pic să vă completez. Aici la noi în parc joacă, dar joacă pe bani. Sper că nu și la noi să se va întâmpla tot aia. Nu se acceptă așa ceva, pentru că nu este cazinou. Dar aici am parte să joacă pe bani, că i-am e problema, de lor. Bun, nu asta era discuția, v-am spus, cu privire la ce ne raportăm aici în oraș. Pentru acei oameni vreți să dotăm altă încăpere cu o masă de biliard și o masă de tenis de masă. Care omul să vină iarna sau când timpul de afară nu permite sau este foarte frig, sau este și foarte cald, că și așa se poate, nu poți să stai și când e foarte cald afară, să vină acolo spațiul acela să socializeze, să comunice, să se destindă, să joace un biliard, să joace un tenis de masă, să joace o carte, să vorbească, să... Spuneți-ne și nouă puțin, sunteți mulțumit despre realizările care le-ați putut obține la această oră? Eu niciodată nu sunt mulțumit de ceea ce fac. Nu, pentru că acum mi-a spus că fac mai mult și să dau tot ce pot de mult și dacă m-aș auto-mulțumit la un moment dat, poate n-ar mai face pe viitor. Eu tot timpul vreau să perfecționez, tot timpul vreau să aduc bunătățime. Da, a spus că acum vreți să luați timpul... acel spațiu, vreți să... Exact. Deci tot timpul vreți să tot faceți câte să ceva. Tot timpul ceva în plus, aduc ceva nou în comunitatea în care trăiesc, respectiv în orașul Lonea. Orașul Lonea, da.
Domnule președinte, domnule Duma Eugen, noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, dar nu cred că este prima invitație. Noi vă vom mai invita până la sfârșitul anului să ne spuneți cu privire la încheierea anului. Și tot atunci vreau să ne spuneți dacă ați reușit acel spațiu despre care ne povestiți acum, dacă ați reușit să îl dotați și să vă faceți exact cum v-ați dorit dumneavoastră. Pentru sfârșit, noi vă spunem la revedere, ne reauzim săptămâna viitoare. Totodată îi mulțumim domnului președinte pentru că a acceptat invitația noastră. Eu pe această temă vă spun mulțumim frumos și toate cele bune. Și eu vă mulțumesc, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și să putem face cât mai multe pentru acest oraș și pentru oamenii din comunitate și în special pentru oamenii mai în vârstă și care sunt, din păcate, predominant. Dacă am omis vreo întrebare, puteți să spuneți, pentru că aveți cuvântul, la care noi spunem toate cele bune. Doamne ajută! Mă ajută!